Inteligența artificială nu este scutită de metechnele omenești. O dovedește Ion, consilierul digital al premierului Nicolae Ciucă, ajuns în situația de a fi acuzat de furt. Mai exact, administrația locală a Comunei Ciugud îl acuză pe Ion că ar fi furat o imagine dintr-un documentar al primăriei pentru filmul său de prezentare. Este vorba despre o poză cu o fetiță care a fost eleva a școlii din Ciugud. Reprezentanții primăriei susțin că imaginea a fost preluată fără aprobare. Știm că vrei să fii cât mai uman, astfel încât de data aceasta spunem doar că a greșit omenește. Și ne gândim că prin imaginile din filmul nostru am pus și noi umărul la promovarea ta. Se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a primăriei Ciugud. Ion a reacționat tot pe Facebook susținând în apărarea sa că imaginile pentru filmulețul de prezentare au fost furnizate de TVR. Totodată, consilierul digital a precizat că nu el a realizat clipul, ci o echipă de voluntari. Îmi cer scuze pentru situația creată. Am renunțat la imaginea în cauză și vă promit că am învățat din această experiență, a conchision.